Da, apropiem de final de an. Putem să facem un anume bilanț la Avocatul Poporului în Pitești, cât de activ a fost anul acesta, sau mă rog, cât de aglomerat a fost anul acesta, mai bine zis, și ce ați reușit să faceți din toate solicitările cetățenilor. Așa este, ne apropiem de sfârșit de an. Vă mulțumim pentru interesul pe care l-a acordat instituția Avocatul Poporului, Biroul Teritorial Pitești. Mai puțin aglomerația anul acesta decât în alți ani, probabil din cauza faptului că ne-am mutat sediul biroului din vechea locație, oamenii încă nu au reușit să ne repereze foarte bine. Suntem în strada Garoafelor numărul 6 din municipiul Pitești, în cartierul Eremia Grigorescu. Răspundem la aceleași telefoane 0248-211-101 și adresa de e-mail avparges@avp.ro. Anul ăsta am avut un număr important de audiențe, atingem în curând cifra de 1000 de persoane, oameni care au venit să se plângă la Avocatul Poporului Pitești, cu pregădere din județul Argeș, deși noi avem și județul Vâlcea în competență, au venit să se plângă în legătură cu nemulțumirile pe care le-au creat acestor oameni autoritățile publice. Fie că nu le-au răspuns la demersurile pe care le-au întreprins, fie că au primit soluții nefavorabile, sau poate uneori au avut nevoie a unor îndrumări în legătură cu problemele pe care le-au de soluționat la autoritățile administrației publice. Oamenii au înțeles că Avocatul Poporului nu face reprezentare la instanță, știau faptul că demersurile pe care Avocatul Poporului le pot face în interesul deblocării unor situații apărute între cetățeni și autoritățile administrației publice sunt scutite de taxa de timbru și atunci au venit să ne solicite sprijinul în cursul acestui an. Din audiențele pe care le-am oferit cetățenilor, un număr de 300 de plângeri au fost reținute spre soluționare și mai bine de jumătate dintre ele s-au transformat în dosare care au fost soluționate în timpul anului sau care se află în continuare în curs de soluționare. Potrivit legii de organizare și funcționare a instituției Avocatul Poporului modificate în acest an, în luna februarie, noi am devenit instituția națională pentru promovarea și apărarea drepturilor omului, în sensul prevăzut de principiile de la Paris, care au fost adoptate printr-o rezoluție a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite încă din 1993. Deci, ca instituție națională, avem în atribuțiile noastre și un instrument de lucru numit sesizare din oficiu. Atunci când colegii dumneavoastră din mass media locale sau centrale semnalează aspecte care vizează încălcarea unor drepturi și libertăți ale cetățenilor, ne putem sesiza din oficiu. Și am făcut acest lucru în cursul acestui an de mai multe ori. În momentul de față avem în derulare o anchetă care am finalizat-o la Primăria Municipiului Pitești în legătură cu autorizarea la construcții pe raza Municipiului Pitești. Aici au fost mai multe plângeri pe care le-am primit de la mai mulți cetățeni care s-au plâns în legătură cu efectele pe care le pot produce asupra locurilor în care ei domiciliază construcțiile autorizate în imediata vecinătate, fie a caselor, fie a blocurilor lor după caz. Ceea ce ne-a interesat pe noi a fost să vedem dacă autorizarea la construcții a respectat sau respectă reglementările legale în materie. Am derulat o anchetă la primărie, la Primăria Municipiului Pitești. Suntem în curs de elaborare a raportului final. El va fi prezentat spre înștiințarea Avocatului Poporului, iar acesta va decide în ceea ce privește emiterea unei recomandări către Primăria Municipiului Pitești. Din nefericire, nu am reușit să avem acces la întreaga documentație pe care autoritatea locală are obligația să ne-o prezinte prin lege. Destul de multă netransparență, foarte greoi s-a lucrat pentru obținerea unor documente, iar acestea vor fi aspecte pe care noi o să le facem publice la finalizarea raportului nostru privind această anchetă.
Ne-am implicat și se află în curs de derulare și cazul nefericit care s-a întâmplat pe raza localității Băiculești, acolo unde în urmă cu ceva vreme un copil a fost accidentat mortal atunci când ieșea de la școala din localitate. Ne-a tras atenția faptul că presa care a semnalat acest eveniment nefericit a atras atenția și asupra faptului că autoritatea locală ar fi întreprins niște demersuri la autorități centrale competente pentru a putea fi realizate marcaje de trecere de pietoni în imediata vecinătate a unor clădiri publice, cu precădere școală în cazul acesta. Această situație se află în atenția noastră, este în curs de derulare. Raportul final, precum știți, va fi făcut public la finalizare. Aici anticipăm că vom putea chiar să avem și un rezultat efectiv în ceea ce privește amenajarea acestor marcaje. După cum știți, împreună cu colegii noștri de la Avocatul Copilului din București, am încercat să lămurim și plângerile care au fost aduse la Avocatul Poporului în legătură cu ceea ce presa a semnalat la evenimentul Sinfonia Lavelelor cu acea fetiță care a prezentat un exercițiu de gimnastică cu prilejul acelui eveniment, recomandarea pe care Avocatul Poporului a emis-o către Inspectoratul Județean Școlar Argeș se află pe site-ul nostru avp.ro. Concluziile noastre le puteți citi acolo dacă sunteți interesați. Pentru că am avut și anul centenar, ne-am gândit să aducem un mesaj de la Argeș, din România, de la Argeș, cum ne place nouă să spunem. Așa că am propus Avocatului Poporului și acesta a fost de acord să derulăm un proiect în anul centenar, dar și în anul european al patrimoniului, patrimoniul nostru la confluența dintre trecut și viitor. Pe cale de consecință, de curând, Școala Populară de Artă din municipiul Pitești a vizitat Avocatul Poporului în instituția centrală. Din ceea ce am văzut pe pagina lor de Facebook, se vede că le-a produs o mare bucurie, dar și nouă ne-a produs o mare bucurie. Copiii de la Argeș au marcat la Avocatul Poporului anul centenar printr-un eveniment care credem noi că a însemnat mult atât pentru noi ca reprezentanți ai instituției, cât și pentru copiii care au interacționat direct cu Avocatul Poporului și cu colegii noștri. Și foarte important mi se pare faptul că acești copii au oferit din creațiile lor, fie tablouri, fie picturi, fie fotografii, fie obiecte tradiționale realizate de copiii din județul Argeș, toate acestea au făcut obiectul unor mesaje care au plecat și au fost promovate de Avocatul Poporului către partenerii noștri europeni cu mesaj din partea copiilor din România de la Argeș. Ați mai urmărit cumva și cazul copiilor care au fost victime în acea situație delicată de la Berevoiești? Este adevărat, noi la momentul respectiv ne-am implicat direct și am monitorizat situația copiilor care au fost preluați din familiile celor pe care organele de poliție i-au reținut la momentul respectiv pentru suspiciunile pentru care au fost pus sub acuzare. Împreună cu Direcția Generală pentru Protecția Copilului și Asistență Socială, i-am și vizitat pe copii în centrele unde au fost găzduiți în acea perioadă. Am apreciat că au fost dispuse măsurile legale în mod corect în ceea ce îi privește pe acești copii. Au primit asistență psihologică, au primit asistență de specialitate. Altfel spus, Direcția Generală pentru Protecția Copilului și Asistență Socială a întreprins absolut toate măsurile prevăzute de lege în această situație. Nu am considerat necesar să mai urmărim, însă, cu siguranță, dacă apar
semnale în legătură cu acești copii, prin intermediul colegilor noștri de la Avocatul Copilului, vom avea prilejul să vedem dacă trebuie făcut ceva în acest caz. Ne-a interesat de asemenea și în ce măsură legislația în vigoare la momentul respectiv în domeniul protejării acestor copii este, cum să spun, funcțională și dacă ar fi avut nevoie de ceva modificări. Acesta este un aspect care se află în continuare în atenția noastră și împreună cu colegii noștri de la birourile teritoriale vom analiza oportunitatea unei propuneri de a vedea în ce măsură legea ar putea avea nevoie de o serie de modificări. Aș vrea să vă întreb dacă cetățenii sau dacă aveți un feedback crescut în privința acestui birou al copilului, al avocatului cu copilului, dacă a început lumea să vină cu sesizări la dumneavoastră sau în mare parte deocamdată reacționați prin autosesizări? Să știți că... Sau lumea încă nu înțelege care sunt situațiile în care pot apela dumneavoastră pe zona avocatului copilului? La Biroul Teritorial Pitești funcționăm în aceeași formație și gestionăm, potrivit legii, absolut toate domeniile de activitate, deci implicit rămâne în atenția noastră și problematica privind avocatul copilului. După cum veți putea vedea în textul de lege, avocatul copilului are niște competențe speciale care merg până la reprezentarea la instanța de judecată în cazuri foarte speciale sau sesizarea organelor de cercetare penală acolo unde este cazul. La nivelul instituției centrale s-a organizat un concurs, este în curs de derulare, astfel încât departamentul central, avocatul copilului, să poată să aibă o serie de consilieri și experți specializați pe problematica drepturilor copilului. Sunt și câteva birouri din țară unde, de asemenea, au fost scoase la concurs posturi dedicate exclusiv competențelor pe protecția drepturilor copilului. Altă parte din țară, așa cum suntem și noi, a rămas în structura în care ne aflăm acum, tocmai și pentru faptul că suntem mai aproape de instituția centrală și atunci colegii noștri pot să colaboreze cu noi mai îndeaproape. Și este adevărat că e important de știu faptul că la avocatul poporului și implicit la avocatul copilului, copiii se pot adresa direct. Nu este nevoie să vină reprezentanții lor obligatoriu, nu este nevoie să vină părinți în astfel de cazuri, pot să vină direct copii. Vă pot spune că din luna iunie și până în prezent, numărul de audiențe pe care le-am acordat în ceea ce privește presupusa încălcare a drepturilor copilului a fost crescut. Și am avut, într-adevăr, și câteva petiții. Chiar și acum, zilele acestea, am avut o audiență destul de dificilă, chiar cu audiere de minori. E adevărat că o parte dintre aspecte se aflau pe rolul instanței de judecată și atunci avocatul poporului, în cazul acesta, nu mai are competență să intervină. Însă sunt și situații în care sunt îndeplinite condițiile să intervenim astfel încât copiii să, și interesul superior al copilului să fie protejat. Da, deci pot să confirm numărul de solicitări în domeniul protecției copilului după apariția avocatului copilului, după ce a devenit funcțional, este în creștere. Ne puteți spune pe scurt când sau în ce condiții ar putea veni un copil să vă sesizeze sau părinții? Care este contextul? Care ar fi situațiile în care ar putea veni la noi? Eu vă mulțumesc pentru întrebare. Sunt mai multe situații. Sunt situațiile extreme. Atunci când integritatea fizică este grav afectată sau există riscuri grave de afectare a integrității fizice a copiilor, cazuri de violență, domestică, de abuz, de neglijare. În aceste cazuri, oricine are cunoștință de asemenea situații, poate veni să sesizeze Biroul Teritorial Pitești al Avocatului Poporului sau Avocatul Copilului direct la instituția centrală.
Colaborăm la nivel teritorial și colegii noștri de la instituția centrală cu organizațiile formale ale copiilor, astfel încât să putem să identificăm care sunt problemele lor sau ei să ne sesizeze în legătură cu problemele pe care ar vrea să le rezolve. Fie că își doresc la nivelul unităților de învățământ anumite lucruri și nu știu cum să facă demersurile pentru a le obține. Poate vor, eu știu, cercuri de a, în care să învețe ceva, vor să facă ceva suplimentar față de ceea ce prevede aria curricular anuală la nivelul instituțiilor școlare. Au fost și cazul în care am fost sesizați în legătură cu modul în care s-a făcut repartizarea la examenul de capacitate a copiilor gemeni. Inspectoratul Județean Școlar a tratat într-un anumit fel un ordin al Ministrului Educației care a fost interpretat cumva eronat de către Inspectoratul Județean Școlar. Au fost cazuri în care copiii ne-au adus în atenție anumite aspecte legate de felul în care se derulează cursurile la nivelul școlii. Orice chestiune care vizează interesul superior al copilului, fie că discutăm de relația dintre copil și școală, fie că discutăm de lipsa părinților de la domiciliu, sunt foarte multe cazuri care vizează copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate și felul în care ei sunt reprezentați în relația cu autoritățile publice. Știți că aici sunt cazurile celor care sunt plecați la muncă fără acte legale, și atunci copiii sunt lăsați în grija unor adulți care, dacă apare o situație limită, fie de natură medicală, fie de altă natură, nu au reprezentarea legală în relația cu autoritatea statului. Și cazul celor care sunt plecați la muncă cu acte în străinătate și din statisticile la care am avut acces prin intermediul de GSPC Argeș, și aceștia sunt destul de mulți, fie că au un singur părinte, fie că sunt amândoi. Aici, de asemenea, sunt o serie de aspecte la care avocatul poporului poate să intervină. Nu au medic de familie, sunt situații când nu sunt înscriși pe lista unor medici de familie, nu știu că beneficiază de alocații și de servicii financiare suplimentare la nivelul școlilor. Oricare dintre aceste situații ne pot fi aduse în atenție. Au fost cazuri în care, printr-o simplă mutare a domiciliului copilului dintr-o localitate în cealaltă, copil cu părinți plecați la muncă în străinătate și pentru care s-a instituit tutela la bunici, a fost instată în mod nefiresc alocația de stat. Am intervenit, am rezolvat problema și copilul și-a primit drepturile respective. Deci e o paletă foarte, foarte largă în care putem interveni. Pentru că vorbim de drepturile copiilor, dreptul de a se juca fără a suferi daune corporale, mai ales la locurile de joacă, este inclus de asemenea în această listă? Sau altfel spus, ați avut sesizări sau ați verificat și locurile de joacă? Pentru că până una alta, dincolo de cele două, trei parcuri existente, majoritatea copiilor sunt duși de părinți sau se duc singuri de plin de vârstă în aceste parculețe să se joace. Chiar avem un curs de derulare, ne-am sesizat din oficiu, poate că o să vi se pară surprinzător, în urma unei petiții care viza o plângere, de fapt, adusă de mai mulți cetățeni în atenția noastră și care viza amenajarea unor parcări. Ne-am dus la fața locului, am văzut despre ce este vorba. Am și răspuns persoanelor respective, primăria s-a implicat în chestiunea asta, însă ne-a tras atenția locurile de joacă aflate în imediata vecinătate a acelor parcări. Am purtat o corespondență cu primăria municipiului Pitești, mai exact cu administrația domeniului public. Am primit o serie de informații în legătură cu întrebările punctuale pe care le-am adresat, drept pentru care avem în atenție demararea unei anchete
în ceea ce privește felul în care sunt amenajate spațiile de joacă din municipiul Pitești. O parte dintre ele le-am vizitat, sunt foarte puține, cred că le putem număra pe degete, care respectă în integralitate normele și prescripțiile tehnice în ceea ce privește amenajarea locurilor de joacă. O altă parte pot să fie considerate optime, dar nu reprezintă siguranță 100%, însă câteva dintre ele reprezintă risc major pentru copiii care se duc acolo însoțiți sau poate chiar nensoțiți dacă sunt mai mari. Și atunci, pentru ele, va trebui să avem o discuție și să avem acces la documentele de autorizare a amenajării locurilor de joacă la administrația domeniului public. Lucrul acesta se va întâmpla chiar la începutul anului viitor. Știu că primăria a anunțat în mai multe rânduri că se fac niște investiții pentru amenajare de locuri de joacă. Întrebarea care se pune, mergând pe ideea că cea mai folosită este ipoteca intrată în obișnuința cetățeanului, dacă locurile de joacă, acelea care reprezentau un pericol major, așa cum a spus, au fost reabilitate și acum reprezintă totuși un anumit grad de siguranță măcar, pentru că știu că au fost anunțate destul de recent o serie de noi investiții de locuri de joacă și mă gândesc că prioritar ar fi fost să le amenajeze pe cele deja existente, să ridice la parametrii optimi, după care să se extindă. Oricum, cum ar face fiecare în gospodărie apropie. Din corespondența pe care am purtat-o cu primăria Pitești în legătură cu această chestiune, vă spuneam că a fost o sesizare din oficiu. Am observat că după întrebarea oficială pe care noi am adresat-o primăriei, a apărut și o hotărâre de Consiliul Local și au fost și demarate licitațiile. Aș vrea să cred că a fost o întâmplare sau o coincidență fericită. Din datele pe care le-am primit de la primăria municipiului Pitești, am reținut că este alocată o sumă substanțială de bani, 3.800.000 de lei, și sunt vizate spre amenajare 11 locuri de joacă. Nu știm care sunt exact locurile de joacă vizate, dar mă tem că cele dintre cele mai riscante la momentul de față, și mă gândesc aici la acel loc de joacă care funcționează în pădurea Trivale, în zona Fuișorului. Din punctul nostru de vedere, vă spuneam, noi am vizitat acele locuri, acela este unul dintre punctele cele mai periculoase la momentul de față și noi nu l-am văzut ca fiind inclus pe lista de reabilitare. Poate că primăria Pitești o să revizuiască această chestiune și la finalul procedurilor noastre, în funcție de recomandarea pe care o va da Avocatul Poporului, sper să fie însușită și să își direcționeze investițiile spre locurile majore. E adevărat, primăria face dovada interesului pentru locurile de joacă. Există și locuri de joacă care, în opinia noastră, respectă în totalitate criteriile, dar, vă spuneam și mai devreme, sunt foarte puține, dar pot fi exemple de bune practici.